sponsorul emisiunii, marca comercială La Festa. Bună seara! Știm că așteptați vorbele bune! Eu sunt Lilu și mă bucur că și astăzi vom petrece timpul împreună aici pe Canal 2. Și voi, ca și noi, cu siguranță vă întrebați cu ce se ocupă vedetele noastre atunci când nu sunt pe micul ecran sau la concerte. Ce alte surse de venit au? Răspunsul nu este deloc surprinzător. Majoritatea aleg să-și transforme pasiunile în business. Profitabil sau mai puțin profitabil, le zic chiar ele, vedetele noastre astăzi. Să știți că de la businessul cu bijuterii și accesorii până la agenții de turism, magazine, saloane de frumusețe și reviste de specialitate, nimic nu le sperie pe vedetele noastre. Prima invitată vine să ne povestească cum e să ai în dotare câteva magazine și o agenție de organizare a evenimentelor. Tatiana Sfân, în ospeție la Vorbe Bune! Și îți mulțumim foarte mult, ai îndreat așa deodată cu melodie. Ia loc, sper să te simți. Ești prima dată la noi în vizită. Da, și n-ai venit cu mâna goală, vorba aia. Da, am venit cu un cadou. Este cartea mea, Parfumul scrisorii tale. Mm-hmm.
Draga mea, eu mă bucur, noi astăzi vorbim despre afaceri. Înseamnă câștigi bani și din cărți deja? Da. Ai început să strângi bani, dacă te-ai cheltuit pe carte? Nu vreau să zic cât am cheltuit, cât am nu, făcut. Nu, dar în sens măcar, ești la... Da. Păi în, fiecare lună primesc bani de pe ea, de la librăriile de la noi. Pe lângă asta mai vând și peste hotare. Ia te uită! Da, nu m-am așteptat, pentru că deja fac a treia partidă. Ai, deja le scoți de trei ori din tipografie. Da. Bravo, ți-i înseamnă câte exemplare? Asta este, asta e secret. Secretul meu. Oh, ok, așa, noi vorbim astăzi despre afaceri. Din cântat se câștigă, tu câștigi personal din cântat. Pentru că Moldova e cam slută treaba. Da, este așa. Mai mult pentru plăcere. Așa, magazine. Da. Da? Ce fel de magazine? Pentru că eu nu te-am văzut așa să promovezi pe Facebook sau pe alte rețele. De unde știți de magazine? De unde știm de magazine? Păi munca noastră e să aflăm multe chestii. De asta și zic, știi? Eu am o firmă care am magazine. Este o afacere de familie. Mai mult nu este în Chișinău, dar... Sunt curioasă de unde ați aflat despre asta. Da, mie îmi place că noi am făcut-o cel puțin pe ea curioasă. Păi se vorbește prin târzi, se pare ție... Dar ce, te ocupi cu ceva ilegal de așa, nu vrei să zici? Nu am vorbit despre asta niciodată. Este o afacere de familie care acum a trecut pe mine și mă ocup și de asta. Și câți angajați ai tu? Am mai mulți. Mai mulți și te întâlnești? Ești șefa? Da, mă duc și acolo. Am chestii care le rezolv zilnic. Și contabilitate faci? Contabilitate. Da, dar pe la bancă tot timpul merg. Am și diferite chestii, fisc, nuanțe. Da? Ai drumuri mai ușoare dacă lumea te cunoaște sau... Da, mi-este mai ușor de multe ori și asta oricum mă ajută. Tu ești Tatiana, spun-o, aceea de la televizor sau cântăreața, eu sunt chiar aceea. Dați-mă la fac, stric eu prima, da? Da, la capitolul ăsta este mai ușor. Și agenție de organizare de evenimente. Da, asta este, nu este pe prim plan la moment, dar cu timpul o să dezvolt mai mult. La moment fac ce îmi spune sufletul. Uh-huh. Este carte, este concertul care îl fac în fiecare an, magazinele, concertul la fel este prin agenția. Da. Și ai o echipă de creație sau tu ești creatoare? Eu sunt creatoare și tot timpul mă ajută familia. Mama la fel este pentru mine un ajutor foarte mare. Ea este oglinda mea, ea este câteodată și creierul meu și fără ea nu m-aș descurca cu toate. Da, bravo. În familie ai văzut că părinții muncesc și așa ai învățat și tu, că trebuie să te descurci în viață. Când ai câștigat primii tăi bani? Mama m-a învățat tot timpul că femeia nu trebuie să fie o marionetă a bărbatului, ea trebuie să fie independentă și să aibă ceva în buzunar ca să nu depindă, să depindă de bărbat. Să aibă independența financiară, este foarte important. Da. Când ai câștigat primii bani? Să zic eu, la 15 ani am fost vânzătoare la unul din magazinele părinților mei pe vară. Am fost și DJ, am făcut discotecă în sat. Eu eram și DJ, și taxatoare. Și taxatoare și menajeră și toate împreună. Care a fost primul tău salariu? Cred că a fost 50 de lei. Atunci erau bani. Pentru mine erau avere. Nu știam cum să-i cheltui. Mă uitam la ei, mama, ce să fac cu ei? Să-mi cumpăr un ruș sau... Nu știam, chiar era pentru mine ceva extraordinar. Da, frumos. Te vezi mai departe în acest domeniu. Tu ce facultate ai făcut? Academie de muzică, teatru și arte plastice, arte dramatice și management artistic. Și cum se lipește cu business-ul? Trebuia și una, simt ceva. Asta am învățat din familie. De când eram mică, părinții tot timpul s-au ocupat cu business-ul. De domeniu, gen marketing și management, pentru ca să gestionezi niște oameni și să-i pui să lucreze, totuși trebuie să ai niște tehnici. Asta am învățat de la părinți. De la părinți, de mică, tot timpul am trăit cu asta și nu este un domeniu nou pentru mine. Mă gândesc și să fac ceva și în Chișinău pe tema asta, adică să fac ceva business. Sunt niște idei care la moment încă nu le-am realizat, dar vreau foarte mult. Bravo, îmi pare bine pentru că ești așa, sigur, pe sine și da, toată lumea că fetele astea din showbiz își caută bărbat care să aibă bani, tu de fapt e invers. Eu trebuie să am eu și bărbatul de lângă mine să aibă ca mine sau un pic mai mult.
Așa, da, este foarte important. Îți mulțumim foarte mult că a reușit să ajungi astăzi la noi. Mulțumim și de cadou. Baftă ție în toate și, mulțumesc foarte mult. Și sper să ai vânzări și creștere în acest domeniu. Așa că dacă aveți nevoie de ceva sfaturi, puteți să vă adresați la Tatiana Spânu. Noi trecem să descoperim o altă vedetă de-a noastră care are o echipă creativă, inventivă și încântată de tot ce înseamnă nuntă. Le plac evenimentele frumoase și tot ce ține de industria de organizare a petrecerilor cu gust și stil. Împreună reușesc să facă lucruri minunate, dar și să se distreze la maxim din când în când. Ce fel de brainstorming-uri organizează Aura cu echipa ei, a aflat reporterița noastră, Maria. Am aflat secretul din spatele succesului unei afaceri. Aura, împreună cu echipa ei, își găsesc inspirația sub bagheta magică a cosmetologilor. Fetele și-au organizat un răsfăț regesc. Am optat pentru trei tipuri de masaj, unul din el fiind masajul clasic, cel de-al doilea este masajul cu pensule, un masaj pe care l-am preluat de la colegii noștri din Spania acum câteva luni și deja se bucură de mare succes, și un al treilea tip de masaj care este ceva mai cunoscut deja, dar care dă efecte garantate, este masajul facial computerizat. Cel din urmă a fost încercat de Aura. Interpreta se poate lăuda cu un ten fără imperfecțiuni, iar după procedură... Experiența e una frumoasă și cu siguranță va fi benefică și cu siguranță se va vedea dacă nu se vede deja. Eu cred că așa un pic să mai... Am înviat de mulți ani, probabil peste 20 de ani. Am o regulă deja, o dată în două săptămâni, să merg la cosmetolog să-mi fac un masaj facial. Asta probabil tot foarte mult înseamnă, fiindcă o cremă să-ți aplice bine, dar atunci când se face masaj, exact ca și la corp, mușchii trebuie masați, trebuie antrenați și când mă întreabă cineva cum menții, păi cu masaj mențin, fără injecții. Partenera Aurei, Aurelia Ganea, este cea care adoră masajul clasic, relaxant al feței și zonei decolteului. E ușoară încălzire, mușchi, adică noi facem antrenament mușchilor per general, dar fața oarecum nu o antrenăm. Deci asta e senzația, căldură și neașteptată a fost zona decolteului și zona cervicală. Noutatea sezonului, masajul facial cu pensule, i-a revenit Iuliei Arnăut, redactor șef al revistei Aurei. Acest masaj se efectuează pe baza unui gel care are proprietatea să deschidă bine porii. Astfel, cocktailul pe care îl aplicăm concomitent și hidratează și tratează problema. Acest tip de masaj lucrează foarte bine cu neuronii, așa că involuntar clienta poate să adormă. Mă strădă să nu adorm. Care e senzația? Relaxare. La momentul dat, relaxare totală. Fetele din redacția noastră abia așteaptă să meargă și ele la un răsfăț de grup. Direct de la salon, Aura poposește pe canapeaua noastră și ne povestește cum se fac afaceri de vedetă în Republica Moldova. Bine venit! Bine te-am găsit, relaxată. Te-am regăsit, relaxată, sigur că, uite, cum îți pare, arăt bine prospăcioară, da? Măi, ca după ziua ta. Ca după ziua mea, exact. Foarte bine, foarte bine, s-a tot scris, 3 zile și 3 nopți, sărbătorit, mai ceva ca în povești. Bravo ție, pentru că și muncești foarte mult. E adevărat, e și normal să muncești, mai ales în perioada aceasta de toamnă, iarnă, pentru noi interpreții. Este o perioadă foarte activă, în afară de faptul că sunt interpretă, știi că mai am și niște afaceri și uite și acolo e... Păi asta zic, dar acum, acum agenția, că e post, nunțile nu mai sunt. S-au început pregătirile pentru la anul. Asta am vrut să zic, că e post, e adevărat, dar noi lucrăm nu doar în post. Deci nunțile se pregătesc un an înainte, cu jumătate. Înainte. Și deci cei care vin să se pregătească pentru evenimentul lor, pentru o nuntă, o cumetrie, o aniversare, vin din timp și atunci, de fapt, lucrăm non-stop. Altceva, că poate tu îți imaginezi că stă coadă la ușă. Nu e chiar așa, să știi că nu e chiar așa. Încă n-am obișnuit lumea noastră cu faptul că e bine devenit la o agenție de organizare. Păi, de asta zic, pentru că practic tu ai fost una dintre primele dintre primele agenții de organizare de evenimente în Moldova. Da. De unde ți-a venit ideea asta? Te-ai uitat la filme, ai văzut
văzut în filme. Exact, din niște ori. Da, din film. Da. Anul trecut am sărbătorit 10 ani, să știi. Deci acum în ianuarie vor fi 11 ani de când am deschis această agenție și probabil m-a inspirat acest film cu Jennifer Lopez, cum se numește el în română, cum ar fi, Forfota pregătirilor, da, nu știu, ceva de genul ăsta. Da, Svadibni Peripalov, da. Da, iată, era în rus, așa se numea. Și eu atunci m-am gândit, mamă, bă, dar de ce nu avem și noi în Moldova o agenție? Uite, cu adevărat, chiar e nevoie de o agenție, fiindcă eu, fiind interpretă, care cântam la petreceri, având formații, și de fapt foarte deseori eram sunată de prieteni, de cunoștință și îmi cereau sfaturi gratis într-un fel. Nu-mi spui ce muzică să iau sau la ce sală să mă adresez sau unde să-mi găsesc rochii sau la cine să merg să mă coafez. Și atunci am zis că, bă, da, asta ar fi o afacere, de ce nu? Și n-a fost simplu, dar eu din start am știut că, uite, așa se deschid toate afacerile, este o perioadă, da, de testare, o perioadă în care tu investești, după care investiția ți se întoarce, și a fost cam așa și a fost până în 2009, când a început criza, 2010 chiar. Și atunci 2009, te-ai gândit că vrei să renunți, că nu mai poți, da, să duci atunci, asta în finale? Atunci a fost, prin 2010-2011, mi-a fost foarte complicat, fiindcă această criză acasă mondială, a vrei nu vrei, s-a reflectat asupra activității noastre. Clienții au devenit mai puțini sau cei care veneau erau mai foarte și foarte așa mai economi, micuți, mai drăguți. Exact. Și deci agenția, nu pot să zic că a mers în jos, dar într-un fel a plutit, da, când mai bine, când mai rău. Dar uite că în acea perioadă a apărut această cum să zic, ofertă din partea unei mele vechi prietene și cu metră mai târziu, care mi-a propus să preiau revista pe care o făcea deja de vreo 15 ani, ceva de genul ăsta. Și uite, această ofertă atunci a fost foarte binevenită, fiindcă agenția cumva s-a oprit și această revistă a venit, da, ca o trambulină. Ca o trambulină, în primul rând, a fost ceva nou, o provocare pentru și mine. Pentru tine. Exact, că n-am făcut niciodată, dar... Și lucrezi, adică oamenii care lucrează la agenție, lucrează și la revistă. Nu toți, unii din ei. Dar câți angajați ai tu? Iarăși diferite. Deci sunt, majoritatea angajaților sunt part-time. Part-time. Exact. Dar ești o șefă rea sau ești o șefă bună, care bea ceai, dacă duci la salon, înseamnă că ești șefă bună. Așa e, exact. Dar de un an încoace nu mai sunt doar eu șefă. Deci deja sunt parteneră cu Aurelia Gândea, care era directorul revistei, dar eu eram editorul, într-un fel... patronul acestei reviste, dar de un an încoace, uite că am făcut un parteneriat și eu cred că asta e spre bine, fiindcă efortul dublu întotdeauna... Și apropo, tu zici de efortul dublu și urmează să vedem cum un cuplu gestionează o afacere, au afaceri bine puse pe picioare cu toate acestea, nu uite de unde au pornit și încearcă să ofere din plinul lor și celor nebăstuiți de soartă. E și cazul soților Manciu, care își folosesc afacerea drept platformă pentru caritate în ajunul sărbătorii lor de iarnă. Dum, 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 dum. Dacă acum un an Alex Mann împărțea portocale prin tot orașul, de această dată și-a propus să împartă zâmbete copiilor bolnavi. Ne-am dorit foarte mult să facem lucruri frumoase, să facem copiii să zâmbească, cei care au nevoie, să ajutăm măcar un pic, să ne implicăm, pentru că e perioada de iarnă, de sărbători, de ferie și suntem de părere că fiecare merită un Moș Crăciun, chiar și cei care nu sunt atât de fericiți zi de zi sau nu au posibilitatea să fie împreună cu părinții. Acțiunea de caritate va avea loc în acest weekend în localul familiei Manciu. Acolo vor fi instalate boxe speciale de colectare a darurilor. Fiecare poate să aducă cutii cu jucării, orice le dorește, hăinuțe pentru cei ai nevoie și cei care au nevoie de aceste lucruri mai mult. Am zis să dăm și eu din vânzările pe toată bucătăria noastră din acest weekend, să dăm 10% în fond. Gemini, Matei și Damian au fost cei care au dat un de verde inițiativei. Dar cui este ursulețul ăsta mare? Al lui Damian sau al lui Matei? Noi am avut doi și unul al Matei și al Damian. Dar ăsta cui? E că este vreau să și e meu. Cum să fie? Păi te-l dai la copiii bolnavi, nu? Da. Au fost lui Damian. Și acum a cui va fi? Lui copiii bolnavi.
Ei au transmis și un mesaj drăguț seminilor lor. Fericiți și sănătoși! Totul va fi bine, da. Le zicem bravo pentru că mai au și 3 flăcăi acasă, reușesc să aibă grijă de flăcăi, să îi crească frumos și în același timp să îi educe extraordinar. Și fetele tale, văd exemplul unei mame active, simți în ele deja ce vor să urmeze, ce vor să facă? Ele nu odată mi-au spus că, de exemplu, lor de mult timp îmi zice că vrea să devină jurnalistă, știi? Eu vrei să-ți spun ceva? Ce? Nu vrei ca să devină jurnalistă. Dacă se va schimba între timp jurnalismul la noi în țară, atunci eu voi fi pentru. Cu toate cele ce mi s-a întâmplat anul acesta, nu vreau să intru în detalii, am văzut că nu mai e vorba de etică jurnalistică, nu mai e vorba de nimic, e vorba de rating doar, de tam-tam și nu se mai gândesc că în spate stă familie, o sunt familie, copii, sunt părinți, oameni care suferă, și care n-au nicio tangență cu ceea ce s-a întâmplat. Și peste asta nu se poate de mers, înțelegi? Nu se poate. Și e vorba aici nu doar de jurnaliști tineri, da? Dar de jurnaliști cu experiență de la care chiar nu m-am așteptat, înțelegi? Nu se poate de făcut din totul știre. Din totul știre, uite de asta, din muscă, de făcut elefant, înțelegi? Și de aia am vorbit chiar cu ea. I-am spus, uite, ai văzut ce a fost? Uite, eu te rog foarte mult, dacă vrei să devii jurnalistă, atunci promite că înainte de a spune ceva, a face ceva, gândește-te că întotdeauna în spatele acelui om mai este cineva și doar atunci plasează, atunci am să te cred că ești un profesionist. Fiindcă acum, din păcate, un jurnalist, acum, din păcate, mass media este puterea de bază. Ea poate azi să te ridice în slăvi, iar mâine poate să te facă una cu pământul și nu o să demonstrezi nimănui nimic, absolut, că ai făcut cândva, că ai muncit, că ai lucrat la supra la un nume atâția ani. Pentru că omul mai ușor să mistuiască. Exact același lucru l-a trăit Cilenuța Gheorghiță. Da, și mai mulți artiști, eu nu și știu, foarte afectată. Pe mine m-a afectat foarte mult, că era vorba nu doar despre mine, era vorba și despre copiii mei. Adică s-a ajuns mult mai departe, eu râd de tot ceea ce se întâmplă. Iar Betty încă nu știe ce vrea, faptul că mama e activă, ele știu de mici, fiindcă ele mai mult petrec timpul cu bunica decât cu părinții, știi? Și ele știu că mama, dacă nu e la agenții, înseamnă că e la un concert, dacă nu la un concert, e la un interviu, dacă nu la un interviu, are o întâlnire în oraș și se pregătește de să organizeze un eveniment. Eu te-am întrebat în timp ce vedeam reportajul, cât de obicei așa e, salariul sau venitul unei femei este venitul unei femei, salariul soțului este venitul familiei. La tine cum e? Banii îi aduci acasă sau îi cheltui tot în agenție, în revistă sau pe tine? Diferit, absolut. Deci banii care câștigă independență, unde trebuie să meargă acolo și se cheltuie, știi? Deci dacă trebuie să meargă pentru copii la moment, fiindcă au și ei niște activități, merg la copii. Dacă e bine să meargă pentru dezvoltarea agenției sau a revistei, evident se duc niște bani în afacere ca să prospere, fiindcă uite care sunt timpurile, trebuie să faci ceva altceva, ca să fii primul pe piață care să ofere diferit, exact. Care să ofere credibilitate, așa cum ai zis și tu la început. Da. Eu mă bucur foarte mult că ați avut ocazia să o vedeți și pe o altă aura. Aura albinuță, aura muncitoare, cea care încearcă să nu fie doar interpretă, încearcă să fie o femeie care își satisface propriile nevoi, pentru că așa o femeie are nevoie să se afirme. Exact. Eu întotdeauna am fost o fire activă și pentru mine era puțin. Deoarece locuim unde locuim și concerte avem puține, de fapt, hai și niște petreceri, atunci vrei, nu vrei, eu trebuie să-mi caut Trebuie ceva. Să te descurci, să dai din coate. Ni se întâmplă tot. Tuturor, îți mulțumim enorm că ai venit astăzi la noi și că ai fost atât de sinceră și ai scos așa și spinul din inimă și trăirile adevărate. Da, am scos ceea ce mă doare, fiindcă până la urmă e bine să vii la interviuri, dar atunci când te întreabă ceva e bine să fii și sincer. Și sincer, da, pentru că avem foarte multă ipocrizie și foarte multă falsitate. Absolut. În jurul nostru și trebuie să mai scăpăm de ea. Noi plecăm, scăpați o scurtă pauză de publicitate, după care vă îndemnăm să rămâneți alături pentru că vine cu Ciuc după publicitate. Vedem și ce dezvăluiri senzaționale despre alte vedete cu afaceri. Noi o să vă aducem. Revenim în scurt timp.
suntem din nou împreună și se pare că invitata care vine acum a fost inspirată de marile vedete de peste ocean, care se laudă în stânga și în dreapta cu linii personale de lingerie, parfumuri și accesorii. Zice că ideea de a lansa propria linie de bijuterii a pornit de la o pereche de cercei primită în dar. Cum a fost și de unde a pornit totul, le zice în câteva clipe Elena Javelea. Sus la poarta raiului, poarta raiului, paște turma tatălui, turma tatălui. Linui lin și iarăși lin, bate vântul frunză lin, frunză verde de mălin. Lin, bate vântul frunză lin, frunză verde de mălin. Lângă ea un legăne, leagă-n legăne, cu un copilaș în el, copilaș în el. Linui lin și iarăși lin, bate vântul frunză lin, frunză verde de mălin. Linui lin și iarăși lin, bate vântul frunză lin, frunză verde de mălin. Copilașul când dormea, pungul când dormea, Maica sfântă lin cânta, Maica lin cânta. Linui lin și iarăși lin, bate vântul frunză lin, frunză verde de mălin. Linui lin și iarăși lin, bate vântul frunză lin, frunză verde de mălin. Printre frunze, de fapt, printre ace verzi de produs Elena Javelea și Serafim Bondar. Frumos. Am o mare admirație pentru cei care cântă la cobză, pentru că sunteți puțini și da, este un instrument destul de greu. Și ești foarte talentat. Apropo, la cobză, el nu cântă doar muzică, da, nu doar auzit folclor. Da, hai, dă-i acolo câteva acorduri pe care le da, făceai atunci da, când îți acordai cobza. Ia să vedeți ce muzică o să ascultăm noi. Ascultăm Sting la cobză. Asta este forma inimii tale, mă bucur foarte mult. Ia loc, te rog. Eu vreau să te văd. Unde ți-s bijuteriile? Așa, vină. Hai că noi vorbim aici ca între femeie, dar cred că o să te simți așa și tu bine aici. Bijuteriile cam tot ce port eu pe mine cumva reprezintă această linie de bijuterii, însă nu vreau să fie înțeles greșit. Este un proiect experimental care eu cred și sper și sunt convinsă de fapt că va crește în ceva mult mai mult, însă atunci când eu voi prinde suficientă înțelepciune să pot dirija cu asemenea afacere sau mai știu eu, dar sunt pe drumul acesta. Ai luat credit în bancă? Până când nu. Pentru că de obicei așa se pornesc de la un startup, de la o idee. De fapt, ideea, da, ai zis că ți-a venit foarte simplu pentru că ai vrut și tu să creezi. Întrebarea e, creezi tu singură bijuteriile sau te ajută cineva? Bineînțeles că nu pot crea singură, colaborez cu niște persoane, talentate în domeniu și cumva eu sunt specializată în muzică și mi-am demonstrat mie că mai mult de atât poate pot să fac, dar nu la fel de bine și am înțeles că trebuie să mă focusez doar pe asta.
asta. Ce ține de bijuterii, la fel e artă. La fel, eu după ce le-am descoperit, am înțeles că trebuie să mă atârn față de ele cu mai multă căldură, cu mai multă admirație și cumva la fel e legat de zona mea de confort. Și apropo, bijuteriile țin foarte mult energia persoanei ce le poartă și v-aș recomanda să nu dați oricui bijuteriile chiar și în dar, pentru că cumva persoana și ia anumite situații din viața persoanei ce le dăruiește asupra lui. Din muzică se câștigă, mai ales instrumentiște, câștigă din muzică. Da, sigur. Milioane! Te așteaptă mașina de lux afară, da? Apropo, îl așteaptă elevii la care trebuie să meargă, pentru că lucrează și cu copiii. Așa, ești și profesor. Predai copsa? Nu, sau? Concert maestru cu ansamblu de copii. Și ce salariu ai azi așa, pe bune? Nu, mai bine să nu știi. E de rușine? E de rușine pentru stat, nu pentru tine. Da, așa. Că tu îți muncești banii ăștia, adică tu chiar stai și te chinui, și mai ales cu ăștia mici care sunt ghemotaci de energie și trebuie să știi cum se gestionezi și să stea cu minciori acolo, să Dar te asculte. Nu e doar la instrumentiști, aș spune, e și la vocaliști aceeași situație. Da, vorbim despre afaceri. Tu te-ai gândit să transformi iată pasiunea asta ta chiar într-o afacere oficială, cu dări de seamă la fisc, cu... Neapărat, neapărat. Când va fi momentul să fac asta, neapărat. Și până când adun idei. Vreau să fac în așa mod încât și cei din România să caute ceva la noi și ar fi bine să facem nu doar pentru Moldova, dar și pentru export. Da, însă, pentru că, clar, da, îmi dau seama, dar și vânzările online. Eu mă bucur foarte mult și acest pandativ este sugestiv pentru tine. Este primul, cumva, este cheia sol și... Clar, ce să fie altceva dacă cumva muzica m-a copleșit de pe la 5-7 ani, așa gata, am fost doar în muzică și cumva chiar face parte maximă din viața mea. Și îmi dau seama că este tare ușor la tine la capitolul cadouri pentru prietene, da? Da, dar cel mai interesant că chiar merg la o zi de naștere la o prietenă și am observat pe chipul și apoi și mi-a spus, dar de ce nu mi-ai dat nimic de la tine? Da? Dar eu cumva înțeleg că aș vrea să fac, să nu creadă lumea că... Că nu ai ce da, nu vrei să cheltui bani și dai cadouri, dai ce ai tu pe acasă. Dar dacă am auzit un asemenea comentariu, îmi dau seama că e dorit. E păcat că ziua mea a trecut și a trecut cam prea puțin. Las că vine Crăciun, vine Moș Crăciunul. Așa, ce vă doriți voi cel mai mult de la moșul? Că nu contează, suntem mari, mici, dar oricum avem dorințe. Să avem câte mai multe ieșiri ca să... Concerte. Asta omul ăsta iubește maxim muzica, chiar și în repetiții, când eu cumva stau și mă odihnesc, el cântă non-stop și arată foarte mult despre dăruirea cu care face treaba asta. Eu, ce reclamă? Da, ți-ai angajat-o pe manager să fie, da? Eu obișnuiesc să fiu sinceră și cu oamenii calți și oamenii buni să le răspund reciproc. Tocmai de asta noi încercăm să aducem în emisiunea noastră oameni buni, oameni frumoși, oameni adevărați, cum zicea Aura, nu încercăm să alergăm, să ne fugărim după ratinguri, pentru că asta se uită, dar oamenii care merită apreciați și arătați țării întregi, iată, stau acolo. Când vii la noi așa, separat, fără fata asta? Oricând îi spui. Oricând. Apropo, da. Poate să vină cu frățiorul lui. E mai mic? Victor Bondar, cântăre, interpret de muzică populară. E fratele tău! Da. Ce frumos! Gata! Eu l-am furat puțin de la Victor și cânt și eu cu Serafim. Am înțeles, bine. Vă mulțumim din suflet că ați reușit să ajungeți astăzi la noi. Eu repede, ce ține de cadou, ce mi-l doresc. Nu, poate lumea nu o să mă creadă, dar am ajuns la concluzia că mai important decât sănătatea persoanelor mele dragi, nu e nimic și eu zic cu toată sinceritatea. Atunci când cuiva drag mie este rău, nu pot să fac absolut nimic. Nu mă concentrez la nimic. Și doar atât. Doamne, sper să mă audă și noi facem restul împreună. Da, pentru că am ajuns la o vârstă la care deja înțelegem ce își doreau părinții noștri, că nouă ne se părea, ai sănătate, ce e asta, noi vrem aia. Am ajuns și noi să înțelegem că, de fapt, materialul este foarte puțin pe lângă lucrurile cu adevărat care contează. Mulțumim, baftă în tot ceea ce faceți, ne vedem. Mulțumim, da? Mulțumim, aici, mulțumim. Tot aici, la Vorbe Bune. E să știți că avem o vedetă în țara noastră cu acte în regulă, de femeie de afaceri, administrează alături de un partener trei localuri din Chișinău cu profiluri diferite. Are un salon de frumusețe în centrul capitalei și a cochetat cu organizarea evenimentelor pentru o bună perioadă de timp. Cristi Ruj, altfel decât o vezi la televizor. Cristi, mi-a
Ne-am propus astăzi să aflu secretele din culisele femeii de afacere, Cristi Ruj. Nu știu, când ai început să pășești în această lume? Așa, puțin rău uneori. A șaselea an eu mă ocup cu restaurante, da, am început de fapt am început de la organizarea evenimentelor. Totul s-a pornit când noi cu interpreții încă am început să facem niște seri diferite, adică au fost seara franceză, seara italiană, unde noi interpreții au cântat cu bandul ceva live. După asta noi deja am început să administrăm localuri, un club de noapte, după asta am început să administrăm într-un local, da? Adică restaurant, bar, salon de frumusețe, în genere pentru mine a fost o descoperire. Iată așa. Dar presupunem că salonul de frumusețe de fapt a fost un alint al tău personal, da. Ca femeie. Cred că da, mai mult prin asta, fiindcă asta nu este un câștig, în țara noastră, fiindcă cred că avem atât de multe saloane de frumusețe că nu avem atâția oameni. Recunoști totuși artiștii la noi de muzică, da. Nu fac bani. Nu, eu vreau să vă spun că nu e drept, e greșit. Fiindcă sunt interpreții și ei sunt mulți și slavă Domnului că ei sunt, care câștig destul de bine prin muzica. Eu nu cânt la așa petreceri. De ce? Fiindcă deja mă ocup cu afacerea și mult timp mă iei din asta și pur și simplu fizic nu rezist să cânt undeva anume. De uneori nu te gândești că neglijezi muzica și că nu ai suficient timp pentru ea pentru că ești cu capul, da, aici sau la altă mine parte. Și eu vreau să spun că până toamna aceasta, această întrebare a fost pentru mine foarte dureroasă. Acum, cu părere de bine, eu nu știu ce s-a întâmplat în mine, dar toamna aceasta, parcă mi-a venit o... inspirația, știu, valul. Cred că s-a adunat în mine așa de multe, multe nefăcute, lucruri nefăcute în domeniul muzicii, că eu am vrut să mă recuperez. Afacerile, în general, în domeniul dat, te maturizează foarte mult. Da. Pe tine te-a maturizat sau ce alte calități ai descoperit la timp? Poate ai devenit mai răbdătoare, poate mai calculată, poate... Răbdătoare nici nu se descoadă. Asta în primul rând. În al doilea rând, cred că da, mai calculatoare, mai organizată. Ambițioasă de fire, Cristi nu se oprește aici și își dorește încă o afacere. Una în domeniul turismului. Am o mare admirație pentru Cristi, pentru că este o femeie care a crescut într-o familie bine, dar ea muncește și trebuie să apreciați oamenii care muncesc și nu așteaptă să le cadă pară mălăiață în gura lor nătăfleață. Cel care vine acum nu are nevoie de nicio afacere, pentru că el este singurul brand ce se vinde bine. Îl adoră Romy, s-a întors zilele astea de la ruși, francezii deja îi duc dorul și călătorește mai în toate țările în care există comunități de moldoveni, pentru că știe să cânte ceea ce te unge la inimă. Nimeni altul decât Igor Cuciuc e la noi! Hei! Da, 99 de cumătrii în bine, ai venit! E, cum se poate fără asta? Pentru 99, da, eu pahar... Haidem la masă, hai, lasă, ne așezăm, de cumătrii! Dumnezeu ne-a dat! Dar știi ce o să te zic? Să ridicăm paharul de cappuccino la fiesta. Frunzuliță, măr zbârșit din turneu... Ei, zbârșit! Măr zbârșit din turneu eu am venit! Pus, nu știi, de voi miroase la tine a parfum franțuzesc. Tătă-i francez. Tătă-i lapte cu... Cu și? Tătă-i lapte cu mămălig. Cu mămălig. Bine, ai venit. Mă, cum a fost acolo la franțuj? Păi, în primul rând am început turneul în Italia, în Modena. Acolo m-am bucurat foarte mult că s-au vândut biletele în prima săptămână. Deci n-am mai așteptat o lună de zile ca ești să... Ești bestseller! Mulțumim din suflet că moldovenii s-au îndrăgostit mai tare de petrecerea ca acasă și au venit, au procurat biletele. După care am avut spectacol în Paris pentru tot moldovenii noștri. Și tot a fost la fel de vesel. Cu toată lumea am făcut poze. Ce am mai făcut cu ei? Am fost în excursie cu câțiva cumătri de-ai mei de acolo. Mi-am făcut și acolo câțiva cumătri. I-am deci scris în listă, da. Dar ți-e bine așa, adică te duci când, mai primești bani, da. Îți plătesc și bilete, și mâncare. Și mâncare, și hotel. Așa, și încă nu numai pentru tine.
Nu, nu, nu. Pentru fetele tale ai plătit tu? Da, pentru fetele mele eu, că nu sunt chiar așa de rău. Nu, da, nu sunt chiar nesimțit, da? Cum a fost pentru fete? Este prima călătorie a voastră în Paris sau ai mai fost tu cu minunata ta soție? Păi am mai fost 3 ani în urmă, în 2014, nu, și cu fetița. Tot în 3? Pentru că a fost pe în Parisul. Păi Parisul are Disneyland-ul, nu? Ah, cum să nu te duci la Disneyland să ratezi? Acolo. Da. Am înțeles. Acum am făcut puțin shopping, așa, doar am cumpărat câteva cadouri pentru noi, câteva suvenire pentru părinți, dar după care am plecat direct de la Paris, am plecat la Moscova. Mm-hmm. Ați zburat? Da, pentru diaspora moldovenească din Moscova și acolo am avut sala arhiplină, toată lumea dansa, deci a fost puțin mai complicat ca lumea să danseze, pentru că... În rânduri de scaune e greu. E cam greu. Dar lumea a vrut să danseze ca acasă, să-și scoată, să-și scoată puțin stresul. Și dorul. Și dor. Știți ce mi-a spus doamna Ludmila, care a organizat spectacolul la diaspora moldovenească? Mi-a spus că, Igor, tu ai adus o bucată de Moldovă, ai adus-o la noi aici. Și a venit să ne alin sufletele noastre. Și lumea, știți ce zice peste cotare, chiar din Italia? Am revenit acasă mâine, dacă ne-ar plăti măcar 50% cât ne plătesc. Apropo de plătit, noi vorbim de afaceri. Că, practic, toți artiștii noștri au pe aici, pe acolo, afaceri. Tu n-ai nimic. Păi, tu cânti numai. Eu, da, eu doar n-am nicio afacere, pentru că mă pricep cel mai bine la cântat. Mm-hmm. Păi, în ceea ce? În ceea ce nu știu. Da, dacă ai face afaceri, în ce te-ai... Nu, cred că mi-aș procura un iaz și aș face vânzare cu pești. Da? Așa, ia fă repede un im pentru tarava ta de pește. La pescuitul de sară, noi mâini vom pleca cu cumătrii noștri, iar noi vom petrecea. Ei, noi știm alt cumătare cu... Nu ca ta. Care, da. Nu ca ta. Uh-huh. Tu știi că provocarea aia pe care am făcut-o noi a știut practic fiecare artist care a venit la noi, a zis, da ce, o să facem ceea ce a făcut cu Ciuc? Ții minte că n-a răspuns, da, nu, de da, una, nu. De alt. Azi am pregătit altceva, vin încă. Unde? Aici. Aici, la festa. La festa, da. La festa. Stai că uite, mă, încep te-ați zbraca. Nu eu, Doamne ferește, Doamne, uite câți marturi am aici. Eu uleac sunt surat. Eu tot sunt mărtat. Bărbatul însurat, sara legat de pat. Da? E ora așa să se uite copiii la noi, nu intrăm în detalii. Deci, noi pentru tine avem așa ceva. Maestru Surgeanu a răspuns pozitiv la această provocare. El a cântat Ce seară minunată pe ritmuri de rap. Noi pe tine te rugăm să cânti 99 de cumătri în următoarele stiluri muzicale. Stai, el deodată și vrea să aer în piept, parcă știi deodată ce o să fie. Deci, dragi colegi, care este primul stil sub care cântă? Hip-hop. Hai, dă-i 99 de cumătri. Mai tare sunetul? Doar odată în an este ziua mea. Oh. Doar o seară în an. Yo. Mă veselesc așa. Wow. Doar cu mătru Vasile e alături mereu. Oh. El va rămâne așa, măi, în inimara mea. E bine, nu? Wow. 99 de cumătri lângă mine am. Hey, hey. 99 de cumătri la un moldovan, băi, pentru 99. Următoarea provocare, 99 de cumătri în stil operă. Da. Hai. 99 de cumătri lângă mine. Hai. Zici melodia. Hai, ridică. 99 de cumătri lângă mine astăzi am. 99 de cumătri, așa-i la un moldovan, măi. La 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 la. E cam greu, prietenul. Da, te-ai descurcat, bravo. Și ultima în stil... De cumătri lângă linia. Hai! 99 de cumătri la un moldovan. Pentru 99 ai un pahar om ridicat. 99
Hai să găsești tonalitatea. Hai, găsește-o. Da, da, da. Până găsești tonalitatea, să vină cântecul. 99 de cumătri lângă mine. Elvis Presley. 99 de cumătri la un moldovan. 99 de cumătri lângă mine. Azi e bășa. La un moldovan. Hei, mai, 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 mai. Unde joacă moldovenii, acolo pământul geni. Unde moldovenii s-a pură, hop, îi voie bun. Unde joacă moldovenii, acolo pământul geni. Unde moldovenii s-a pură, hop, îi voie bună. Măi, hai că te descurcă de minune, te-am dat. Ei, să știi că mi-a fost greu. Că... Știu că aici e așa... E cam complicat să cânti pe tonalitate majoră, să cânti tu și vrei tu. Totuși este o rânduială și este o socoteală. Da, păi așa e, că nu degeaba să faci școală pentru asta. 2 ani după armată? Care armată, măi? Ce crezi că eu... M-a dus pe mine cu Zaharielu Coval, magician, dar nici chiar toată lumea să mă duc pe mine cu Zaharielu. Deci, tu ne-ai cântat, ai fost fenomenal, te-ai descurcat de minune. M-am străduit să vă fac vouă pe plac, că sunteți la Lelu. E foarte bine, toată lumea stă pe tine, cu ochii pe tine. Am zis-o bine, nu? Foarte bine am zis-o! Deci, dragilor, în aceste clipe îl lăsăm pe Igor așa să vă cânte, cum știe el mai bine să o facă din toată inima pentru moldovenii de pretutindeni. Așa? Nu uitați de casă, nu uitați de rădăcini. Așa să fie. Plaiule cu minte, plai, țărișoara mea de rai. Oare ce s-a întâmplat, că ai noștri au plecat? Vai lume, vai lume, s-au tot dus cu mic și mare, pentru un loc mai bun sub soare, lume. Moldoveni, veniți acasă, că avem o țară frumoasă, că avem o țară frumoasă, lume. Mame, tați, copii și frați, nu vă mai înstrăinați, nu vă mai înstrăinați, lume. Zac, păsările-n podritac, casele se risipesc, în grădină spinii cresc. Vai lume, vai lume, cresc copii fără mamă și în vis plângând o cheamă, lume. Iar bătrânii stau la poartă și așteaptă o cană cu apă, lume. Moldoveni, veniți acasă, că avem o țară frumoasă, că avem o țară frumoasă, lume. Mame, tați, copii și frați, nu vă mai înstrăinați, nu vă mai înstrăinați, lume. Moldoveni, veniți acasă! Ce s-a întâmplat, că ai noștri au plecat. Vin străinii din străini și se fac la noi stăpân. Vai lume, vai lume, poți înconjura pământul,
s-ar te duce acasă gândul lume. La fântâna de la poartă și la pâinea cea din vatră lume. Moldoveni, veniți acasă, că avem o țară frumoasă, că avem o țară frumoasă lume. Mame, tați, copii și frați, nu vă mai înstrăinați, nu vă mai înstrăinați lume. Moldoveni, veniți acasă, că avem o țară frumoasă, că avem o țară frumoasă lume. Mame, tați, copii și frați, nu vă mai înstrăinați, nu vă mai înstrăinați lume. Hai, ia-mă în căruță. În căruță, a venit căruța la noi, așa. Vă mulțumim foarte mult că ați fost și în această seară alături de noi. Îți mulțumim și ție că ai reușit să ajungi. Să fii sănătoasă, tânără și frumoasă. Așa. Și dați-mi voie să le urez tuturor moldovenilor că suntem în prag de mari sărbători, Crăciunul, Anul Nou. Să vă doresc tuturor sănătate, viață lungă și împlinirea tuturor dorinților. Și nu uitați să beți un păhărel de vin gustos și să fiți sănătoși. Așa să fie. Și nu uitați că urmează serialul Trădare. Sponsorul emisiunii, marca comercială La Festa.